Salut și bine ați venit la O mașină într-un minut. Mașina aceasta cu forme ciudate, unghiuri senzaționale și spate care arată foarte bine, este noul Hyundai Elantra. Este o mașină pe care am tot văzut-o pe stradă. Am văzut că are succes în România. Elantra tot timpul a avut succes în România, dar o mașină cu un asemenea design să aibă succes în Europa este ceva wow. Și arată chiar foarte bine, pare o asiatică pur sânge, mai ales din punct de vedere al designului. Și am văzut-o pe stradă și am zis hai să o testez și eu. I-am contactat pe cei de la Hyundai România și asta este, suntem cu noul Hyundai Elantra, model 2022. Și are două chestii care îmi plac mie foarte mult. Un motor pe benzină destul de mare de 1.6, dar știu, acum în 2022 un motor de 1.6 litri a ajuns un motor destul de mare. Cutie manuală și 123 de cai putere, ceea ce o face printre preferatele mele. Este o mașină care nu este nici foarte, foarte sprintenă, dar nici nu consumă mult, dar are suficientă putere să mergi bine și fără probleme. În interior, trebuie să vă spun din start că nu este echiparea de top, acesta este instrumentarul de bord, este ca o tabletă mai micuță. Rear view camera pe un display destul de mare, un design mai mult decât interesant la bord, aveți aici. Și o mașină pe care cu siguranță mi-aș cumpăra-o, grupul Hyundai face o treabă foarte bună.